Salutare tuturor! Deci zilele astea am avut o problemă cu un Volkswagen Transporter T5. A început să-mi pâlpâie martorul de la bujii din mers. Mergeam și dintr-o dată a început să-mi pâlpâie. Probabil la început m-am gândit că poate să fie ceva vreo bujie. S-a ars sau i-a venit deja sfârșitul vieții. Însă am mai citit pe forumuri pe internet pentru cei care au mai avut această problemă și mulți ziceau că poate să fie becurile de la stopurile din față, din spate. Le-am controlat, totul era bine, nu înțelegeam de ce. Și am mai citit și am încercat să iau, mulți ziceau că este sficiul de la pedala de frână. M-am dus, l-am cumpărat. Ca să știți, la reprezentanță, pare mi se costă 64-50 de lei cu tot cu TVA. Eu l-am luat, este unul verde, made in Malta, să știți, pentru cei care vor să le ia. Cei mi-au spus că este original și ăsta al vechi care l-am schimbat arată în felul următor. Nu știu, este original sau nu, însă mașina are acum 150.000, probabil să fie original, nu știu. La cât de des se schimbă. Că nici eu nu am prea de mult mașina, am de jumătate de an. Unica problemă până cu asta a fost că mai bine o reparați, nu costă așa de scump și că vă treziți cu unul în spate. Ca să o schimbați, aveți nevoie să scoateți 1, 2, 3 și el se află undeva pe aici, uitați-vă și se vede ăla. Acum încerc să vă arăt. Se vede și ăla, însă dacă îl scoateți unul, ăștia de aici, apăsați pedala și îl scoateți. Dar să fiți atent că puteți să rupeți ceva, mi-a zis ăla de la magazin. Însă asta e, să știți că problema nu e gravă, nu e de la bujii, nu e de la nimic, este de la el, pentru că calculatorul vede, mașina vede că nu arde și își dă un semnal. Cam asta e. Pe canal este un video cum semnalizează, puteți să vă uitați, am să încerc să le unesc însă video ca să aveți o idee, însă asta e. Nu riscați. Și problema e foarte simplu de rezolvat. Bine, salut la toți și drum bun, fără peripeții.